Imagini de infarct cu soțul vulpiței. Viorel a fost filmat în timp ce îmbrățișa pe misterioasa femeie care, în seara de dragobete, a adus disperarea în sufletul Veronicăi. Deși mă minți. Dă-te. Nu mă dau. Viorel! Te bat, Viorel, uite! Dar haideți să o luăm cu începutul. În urmă cu câteva săptămâni, atunci când Veronica era plecată în Blăgești, Viorel a rămas singur în București. Ei bine, după emisiunea din ziua respectivă, soțul Veronicăi a fost asaltat de un grup de fete care au venit să facă poze cu el. Dar ele n-au fost singurele care au vrut să-l vadă pe soțul vulpiței în seara cu pricina. La scurt timp după ce fanele au plecat, Viorel s-a întâlnit cu o misterioasă brunetă. Nu doar că s-a întâlnit cu ea, ci a îmbrățișat-o cu patos. Și preț de câteva secunde, cât a ținut-o în brațe pe femeia pe care atunci o vedea pentru prima dată, Viorel a părut că a uitat de tot de vulpița lui. Ei bine, această femeie e chiar cea care în noaptea de dragobete s-a întâlnit cu Viorel. Revenind însă la imaginile din seara în care cei doi s-au văzut pentru prima dată, și atunci Viorel a urcat în mașina misterioasei femei, unde a stat câteva minute bune. Atent, curios și cu zâmbetul pe buze, Viorel părea foarte încântat de prezența brunetei, iar când a coborât din mașina ei, Viorel era cu gura până la urechi de încântare. Ce au vorbit, nu știm. Dar după cum putem vedea în aceste imagini, Viorel nu a lăsat-o pe misterioasa brunetă să plece pur și simplu, ci a strâns-o puternic în brațe, înainte să-și ia la revedere. Am dat-o în dreptate că am ajuns proastă, Viorele. Bă, tu n-ai înțeles și eu fost aici? Tu n-ai... Deși ai sărit în brațe la ea, așa faci la toate, Viorele. Care am sărit? Unde am sărit? Nu am văzut imaginile, adică tu mă crezi chiar, Viorele. Băi, știi ceva, dacă mă umbli cu prostitese azi, înseamnă că mai vin 20 să facă poză cu mine, nu? Și dacă te ia așa... Da, tu te duci, tu te duci ca ori. Nu mă... Le da, Doamne, ești prost, am fost, trebuie să te cu mine. Legat de mâna, tu și la Blăjești. Băi, Viorele... Am ajuns prostă. Stai mă liniște, că nu ești chiar deloc. Dați-mă, e Viorel, bătaie de joc. Auzi, și-am ajuns. Auzi, ce-a făcut el? Iar ne aducem aminte, că vrei, nu vrei, iarăși ne aduce aminte. Păi ce-a deci făcut el și ce-ai făcut tu? Deci tu ai ajuns proastă când tu i-ai făcut ce ai făcut? Păi el ce-a făcut? A, am avut dreptate, Viorele, ai avut întâlnire cu el, de asta ai numărul de telefon. Viorele, eu n-am plecat, eu n-am făcut absolut nimic. Și de ce? Da, și tu, eu nu-ți mai aduc aminte, că pe urmă iar încerc să spui că îți aduc aminte. Proastă, am ajuns proastă, burete am ajuns. Eu nu-ți aduc aminte. Am ajuns ca un burete, am ajuns. Păi, stai mă, iartă-mă, dai niște comparați. Ieri erai mop, azi ești burete. Adică stai cârpă de șters pe jos. Stai, păi că nu înțeleg. Veronica. Uite așa face Viorele cu mine, uite așa face, îți bate joc de mine. Eu sunt duși cu altele. Mă, Veronica! În seara asta, eu nu mai vreau să mai stau aici în București. Eu vreau să mă duc acasă, niște colegi. Mama ta? La mama ta? Da, la mama. Am înțeles. Ia fii atent un pic așa. Eu vreau să plec, nu mă interesează. Îmi dai buletinul, să-l iau și certificatul. Iau asta la des, la fiecare despărțire. E treaba cu buletinul. Da. Dacă e plecare cu buletinul, cum e creditul. Ce-a făcut acest bărbat? Că nu înțeleg ce-a făcut. Sau, uită-te la mine, că poate e altă treabă și noi ne prindem mai greu. Apropo de faptul că eu te-am întrebat dacă nu o te ține... O lată în brață. O sare Veronica. În brață ca hărmăsară. N-am ce să mai spui. Lasă că dacă e hărmăsar, nu-i de rău. Să nu fie măgar, cum ai zis tu, că oaia cu măgarul, nu știu ce. Fii atent aici. Doamne, doamne, Veronica, doamne. Te uiți un pic la mine? Eu mă nisoară, nu vreau să mai intru. Tu cumva cauți un pretext să divorțezi? Pentru că mie mi se pare că tu nu mi-ai răspuns nici la întrebarea dacă tu îl mai iubești sau dacă simți ceva pentru el. Pentru ce să mai iubesc? Că duci și cu altele. Tu cauți nod în papură și nu știi cum să-i dai să bagi divorț, să te desparți de el și acum ai prins o imagine și gata, ăsta e motiv de divorț? Și taică-mea, are dreptate, are dreptate, dau multă dreptate. Să mă aud. Deci dai dreptate acum și maică-te și taică tu când nu te-au lăsat la el atunci, cu 5 ani, când ai ieșit atâta scandal. Am ajuns. Băi, Veronica, tu cauți nod în papură și nu știi cum să faci să divorțezi. Bă, tu
auzi, tu răspunde la întrebarea ce ți-a zis doamna Mirela. Da. Deci tu cauți noduri în papură, pentru ce cauți? Că tu te duci la altele în brață, Viorele, vezi că mai vine și acum după emisiune. Da, să vină, vreo 30. Dacă hai mă, Viorele, dacă îți place să o vezi tăvălindu-se pe de ce o dau acum? Păi, dar eu ți-am zis, tu ce ea cauți? Ea te-a văzut de două ori întâlnindu-te cu aceeași femeie. Atunci cu Mihaela așa e care a venit aici așa, să duci și el, vorghește, să bagă în seamă. Mă, Veronica, dar iartă-mă că te întreb, poate că nu sunt eu destul de empatică cu tine. Mă, dar eu nu vă... Ia uită-te un pic la mine. Uită-te un pic la mine, Veronica. Mă, uite la doamna Mirela. Uită-te un pic la mine. Mie mi se pare că nu plângi cu lacrimi, mi se pare că forțezi un pic subiectul. Plânge cu lacrimi. Mie mi se... Nu știu, mie... uită-te un pic. Mie mi se pare și tare mie să nu-i cauți vreun nod în papură lui Viorel, că nu... Poate nu ești mulțumită din alte motive și ai găsit acum imaginea asta. Păi, dacă... Tu auzi ce zic? Aua, dar de ce sare și el în brață la altele? Se simte, adică, se simte și el bărbat, mă. Sufletul meu, se simte Mara. Și el bărbat. Auzi, tu îmi zici doamna Mara, el îi zice lui Mara, e, doamna Mirela. Vă hotărâți? E ok. Cu Mara nici nu prea semănăm, adică e și o diferență de, fizion, de fizionomie între noi. Nu mai pot, doamna Mirela. Stai, stai un pic, stai un pic. Auzi, tu... Când știi că te-ai făcut și el a stat acasă, ca un soț bun și iubitor. De parte atunci mă șertau socră mea la hotel. El se duce în braț cu alta. De asta i-ai spus lui maică ta, Viorele, că ai pe alta. Eu n-am zis asta. Ale, atunci la hotel. Ce ai făcut, mașii? Dar ai cunoaște, Viorele. Eu i-am spus că am vorbit cu o fată, dar nu i-am zis că m-am dus. Dacă te-ai strâns în brațe. Și cine i-a zis că m-am dus? Tu ai spus că ai vorbit cu o fată. Păi am vorbit, dar n-am făcut ce am făcut, ce ai făcut. Viorele, îți bagi joc de mine, Viorele. Eu n-am făcut ce ai făcut. M-ai călcat în ghișoare, Viorele. Și tu m-ai călcat pe mine mult. Da, cu copilul cum rămâne, mă scuzați. Păi tocmai că eu mă duc luni. Deci eu luni eu mă duc. Și te duci să ce? Să semnezi? Eu să mă semnez. Dar interesul că trebuie am degeaba se duce singur, că asta discutam pe pauză. Veronica, mi se pare că plângi pentru un lucru care, mă rog, e... mai mult sau mai puțin adevărat că s-a strâns în brațe sau nu, dar tu nu plângi, nu te interesează deloc de fetiță. Nu pui problema că a spus... Păi cum te interesează dacă tu nu-l iei pe Viorel, tu, mama fetiței, să-l iei pe Viorel să mergeți și împreună, că nu, să nu mergeți la protecția copilului, pentru că... Ce i-am spus lui doamna ce e? Măi, vorbesc cu voi. Veronica, ascultă-mă puțin, te rog. Nu te mai întoarce și tu că... Nu poți să înțelegi nimic de la nimeni dacă tu nu ești cu mintea aici. Trebuie să vă duceți amândoi la protecția copilului și să rezolvați situația fetei. Trebuie să vă luați copilul, mă, o rezolvăm, să vedem care e cea mai bună variantă pentru voi în situația asta în care tu n-ai serviciu acum, în care nu știm ce ai de gând să faci. O să vedem, trebuie să vorbim și cu doamna Ilinca și să cerem sfatul poate și cuiva în măsură să ne spună.